Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom termina tutorialul surpriză, așa cum l-am numit eu. Nu am reușit să filmez ieri. Astăzi de dimineață m-am trezit cu o poftă grozavă să lucrez și vom continua lucrarea noastră. Mi-a mai trecut un pic răceala, mă simt mai bine. Vă spuneam că putem opta pentru două moduri în care să terminăm această lucrare. Fie cu combricuța de mătase pe care v-am prezentat-o la început, lucrăm ca o mică fustiță pentru jucăria noastră, deci ar putea veni cusută, încrețită aici, în corespondența rândului becluc pe care l-am făcut cu culoarea mov. Deci aceasta este una dintre modalități, să-i atașăm fundiță sau danteluță. Însă eu mai mult optez pentru partea croșetată. Așa cum vă spuneam, eu am încercat modelul pentru că am încercat să-l lucrez înainte să mă simt foarte rău. Eu l-am făcut cu un fir acrilic, un fir mult mai gros și am lucrat cu croșetul 3 și jumătate. Însă, așa cum vă spuneam, se poate lucra și cu un fir un pic mai subțire, cu croșetul numărul 2, cum am făcut eu aici. Are aici mai mult, este mult mai aproape de aspectul unui ou, pentru că va fi un ou iepuraș. Așa cum vă spuneam, am optat pentru partea croșetată, pentru că îmi pare mult mai atrăgătoare decât ceea ce am văzut lucrat de doamna Elena Belova. De aceea, eu voi continua să lucrez cu croșetul. Cu același fir de culoare mob cu care am lucrat partea din spate a oului, voi intra și voi face un rând de piciorușe scurte. Voi intra din partea din spate, deci în corespondența rândului becluc. Aici voi începe, voi trage firul și cu el dublu, în două, voi face primul picioruș scurt, după care acest fir eu îl voi lăsa în jos și apoi încet încet vom intra în corespondența fiecărui picioruș care se distinge foarte bine. Vă spuneam că este un punct de reper în lucrarea noastră și vom face un rând de piciorușe scurte. Încă se mai simte un pic răceala, din păcate trebuia să trec și această probă. Uitați-vă cât de ușor intrăm și lucrăm piciorușe scurte în corespondența fiecăruia dintre piciorușele becluc pe care noi le-am realizat. Este foarte simplu. Aici mă refer la doamnele începătoare. La prima parte a tutorialului pe care l-am încărcat marți, am avut un comentariu foarte frumos, un comentariu care m-a emoționat din partea unei doamne care mi-a scris: doamna Tatiana, nimeni, nu am văzut pe nimeni să încarce tutorial după tutorial. Gândiți-vă un pic și la sănătatea dumneavoastră, este foarte adevărat. Eu am lăsat foarte mult
de o parte acest aspect al vieții care este foarte important și am lucrat foarte mult, mai ales noaptea, tutorialele mele cele mai multe sunt făcute noaptea și totuși nu știu ce lipsește canalului meu de YouTube de vă decideți să vă înscrieți atât de greu. Foarte mult aș dori ca în comentariile dumneavoastră să scrieți ceea ce lipsește. Eu am încercat să acopăr o gamă cât mai variată de lucrări. Acestea, să știți că au necesitat și timp și foarte mult efort, ore și nopți nedormite, însă trebuie să vă spun că trebuie să adaptez tutorialele în funcție și de alte canale de YouTube. Eu sunt înscrisă pe foarte multe canale de YouTube, urmăresc un pic peste tot ceea ce este și de aceea trebuie să lucrez tutoriale care să nu aparțină altor doamne. Acum este perioada mărțișoarelor, este perioada lucrărilor pentru Sfântul Valentin. Canalele de YouTube sunt pline cu aceste lucrări. Eu nu pot să mă pun acum să lucrez o inimioară sau flori care sunt făcute deja de alte doamne, pentru că este copyright și apoi poate fi semnalat canalul de YouTube, pot fi probleme și eu nu vreau nici să fur tutorialele nimănui. Vedeți, eu sunt foarte corectă și spun în momentul în care un tutorial nu mi-aparține, spun l-am tradus, aparține altei persoane, numesc persoana dacă este necesar, așa cum m-am făcut acum. M-am orientat foarte mult după un tutorial al doamnei Elena Belova. Bineînțeles că eu acum vin cu modificările mele, cu modul meu de a lucra pentru a se distinge un pic de original. Și chiar mă întrebam ce lipsește acestui canal de YouTube de vă decideți atât de greu să vă înscrieți. Nu costă nimic, totul este gratuit. Rămân surprinsă când uneori văd anumite tutoriale care sunt rezultatul acelora lasă foarte mult de dorit, însă văd că persoanele se înscriu, văd că sunt foarte extaziate și foarte încântate la vederea unor animăluțe care nu stau în picioare, ci doar rezemate de un perete sau de o cutie și sunt foarte apreciate. Pe când lucrările mele, care eu le execut cu foarte mare atenție, mai ales acum, în ultimul timp, de când am prins un pic de experiență. Dacă este ceva care considerați că nu este bine, vă rog să-mi scrieți. Vorbind, am ajuns la capătul rândului. Acum vom face 1, 2 piciorușe, 2 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucrarea și voi lua odată firul pe croșet. În corespondența aceluiași piciorușul voi intra și voi face un picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț, firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face din nou un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, din nou firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, deci practic în corespondența fiecărui picioruș din primul rând vom face 2 piciorușe duble,
după care vom face un ochi de lanț, iar apoi vom trece la următorul picioruș și vom face din nou cele două piciorușe duble. Deci aceasta este fustița. După cum vedeți, nu este nimic greu, este foarte ușor, nu este nevoie de un model anume. Lucrând în felul acesta, creăm acea fustiță pe care ați văzut-o dumneavoastră. Doamna respectivă îmi spunea despre care vă vorbeam mai devreme, să o las un pic mai ușor. Doamnelor, eu sunt o luptătoare, să știți. Eu am luptat cu moartea. Am fost la un fir de păr să trec partea cealaltă și am învins. De aceea voi lupta și pentru acest canal de YouTube. Nu mă las bătută. Chiar dacă este foarte greu să-mi împart timpul între serviciul pe care îl fac și orele de filmări. Eu nu mă las bătută. Așa cum vă spuneam, am înfruntat moartea, am luptat cu ea, m-am luat de piept cu ea, m-am ridicat și am mers atunci când nimeni nu credea că o voi face. Sunt aici după atâția ani, după 3 ani. Mulțumesc bunului Dumnezeu că exist, de aceea apoi când m-am simțit în stare, am început acest proiect, acest mare proiect, acest canal de YouTube și nu mă voi lăsa bătută. Atâta timp cât sunt capabilă să lucrez, să fiu o persoană normală, care judecă. De ce să nu lupt pentru un ideal al meu? Și chiar dacă este mult de muncă, chiar dacă este greu, mie îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră, doamnele începătoare mai ales, pentru că cea mai mare parte a lucrărilor mele este adresată dumneavoastră, doamnele începătoare. Să puteți învăța ceva ce eu am învățat singură. Nu am avut pe nimeni să mă ajute. Și în felul acesta, uitați-vă, vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș scurt din primul rând. Vom lucra, deci, așa cum spuneam, două piciorușe duble, un ochi de lanț și apoi vom trece la următorul picioruș, lucrând din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț și vom face fustița. Acum vom continua singure, noi ne întâlnim la capătul rândului, după ce am dialogat, după ce am spus ceea ce am avut de spus, așteptăm comentariile dumneavoastră să îmi spuneți ceea ce considerați că nu este corect pe acest canal. Mi-ar face foarte mare plăcere să ascult, să citesc opiniile dumneavoastră, părerile dumneavoastră. Deci așa vom continua, sper că se vede ceea ce eu lucrez. Pe parcursul zilei de astăzi eu voi încărca tutorialul, știu că va dura mult, însă îl voi încărca. Acum continuăm să lucrăm singure. Încet, încet,
ne apropiem de sfârșitul acestui rând și, bineînțeles, de sfârșitul fustiței. După cum vedeți, nu este deloc greu. Este foarte, foarte simplu să realizăm. Eu am găsit mult mai interesantă această idee cu fustița croșetată decât cu cea cu danteluță, cu sută. Bineînțeles, fiecare dintre dumneavoastră va fi liber să lucreze în modul în care îi place. Dacă dorește, poate pune danteluța, pânglicuța, ceea ce aveți dumneavoastră. Însă, pe mine mai mult mă atrage această idee a fustiței croșetate, chiar dacă este un model simplu. Aici, la urmă, trebuie să fim un pic atente, după cum vedeți, chiar și mie mi se încurcă un pic croșetul, pentru că locul este un pic mai strâmtuț, însă, uitați, vom apleca în jos partea inițială, partea de la început și vom continua până când vom reuși să închidem această parte a lucrării. Ochi sau două de făcut și vom încheia. Oricum, niciuna dintre lucrări nu este ușoară. Deci am ajuns la capătul rândului, am făcut piciorușul scurt. Acum voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și vom închide cu fir alunecat. Voi scurta firul. Am ridicat camera un pic mai sus pentru că mi era apoi foarte dificil să execut aceste părți ale lucrării. Vom închide fir alunecat, după care voi ascunde acest capăt de fir, voi trage dedesubt. Eu o fac cu croșetul, dumneavoastră, dacă doriți, puteți ascunde cu acul, cum vă este mai ușor. În felul acesta, încet, încet, voi ascunde această parte a firului, voi da un pic de siguranță aici, după care voi scurta acest capăt de fir. Voi veni din nou un pic dedesubt. La fel vom proceda și cu primul capăt de fir, îl vom ascunde. Voi veni un pic mai în față. Apoi voi ascunde și această primă parte a firului, un pic, îi voi da un pic de siguranță și lui. Cineva spunea că aceste fire din Italia sunt foarte calitative. Da, au o anumită calitate, însă
După cum vedeți, nu sunt atât de bine filate. Și apoi cu acest tip de croșet eu lucrez foarte greu, pentru că nu sunt obișnuită să lucrez ca doamnele italiene. Și apropo de doamnele italiene, să știți că eu sunt româncă. Sunt româncă, născută în România și chiar dacă lucrez aici de foarte mulți ani, eu nu-mi neg originile. Aceasta este fustița. Acum, vom continua. Pasul următor. Vom aplica lăbuțele. Pentru lăbuțe, cu firul negru, acum, vă spuneam la începutul primului tutorial că vom avea nevoie. Am pus foarte puțină melană în interiorul lăbuțelor. Voi intra cu acul dedesubt și îmi voi lua ca punct de reper, să spunem așa, undeva exact la jumătatea acestei lăbuțe, să-i spunem. Și aici, cu firul negru, vom merge în această direcție. Voi intra pe spate. Voi ieși în corespondența primului unde am început să unde am intrat cu firul negru. Voi trage un pic acest fir, vedeți? Mă voi întoarce din nou în același punct. Trage bine firul, apoi mă voi întoarce partea cealaltă. În felul acesta vom crea acea iluzie de lăbuțe adevărate, pentru că este o iluzie aceasta. Uitați-vă, în felul acesta vom trage și acest fir, vom intra din nou dedesubt. Iar acum voi trece la celălalt picioruș ieșit cu acul aici. Voi strânge bine. Atenție. Voi strânge bine și am creat acea iluzie. Uitați-vă. Acum vom intra în cel de-al doilea picioruș. Vom încerca să ne orientăm în modul în care să fie simetric create. Acum voi face cea de-a doua parte. Cea de-a doua lăbuță. Voi așeza aici firul. Să-l aranjați cum doriți. Nu este. Nu este greu. Și mă voi întoarce pe partea cealaltă și voi crea iluzia de lăbuță. Apoi cu capătul de fir vom intra, ne vom întoarce din nou în sus. Vom fi atente aici, să aranjăm bine firul și vom închide. Vom face câteva cusături. Această parte va veni dedesubt. Nu se va vedea, de aceea putem intra liniștite să facem chiar și
două noduri pentru a da stabilitate lucrării. Ia uitați-vă cum se prezintă. Iar acum vom coase. Coase aceste lăbuțe. Vedeți, în felul acesta le aranjăm. Deci, practic, oul va fi pe sprijinit pe aceste lăbuțe. Le coasem întâi pe ele, pentru că apoi, în funcție de modul în care se prezintă, ne vom orienta și vom coase urechiușele. Și voi coase bine. Acesta. Dăm câteva cusături, cât să-i dăm stabilitate, să le dăm stabilitate lăbuțelor. Este nevoie ca ele să fie bine atașate, să voi trece partea cealaltă, pe dedesubt, așa, ascuns. Nu va deranja cu nimic lucrarea propriu-zisă. Iar acum vom intra un pic cu acul și aici pe partea din mijloc și vom fixa și între lăbuțe. În felul acesta, dând o cusătură și aici, vom da și mai mare stabilitate lucrării noastre. Ia uitați-vă în felul acesta. Acum eu voi ascunde firul. Vedeți, totul este simplu. Odată ce am realizat părțile, componente, apoi este foarte ușor să le aranjăm, să le fixăm la locurile lor. Vom continua. Deci, uitați-vă, iepurașul stă singur, vedeți, stă singur în picioare, nu este nevoie de nimic altceva. Aici, în vârf, îi vom aplica urechiușele. Le vom coase pe amândouă. Începe cu prima, apoi cealaltă. Asta, chiar dacă acest tutorial va dura un pic mai mult cu aceste detalii, însă sunt importante ca dumneavoastră să vedeți modul în care finalizăm acest proiect, pentru că eu, așa cum am repetat și mai devreme, mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, doamnelor la care mai puține doamne se gândesc, doamne creatoare de conținut. În general, se lucrează foarte mult pentru doamnele care au deja o anumită experiență. Uitați-vă. Încet, încet coasem prima urechiușă, apoi alături vom coase pe cea de-a doua. Și în același timp vom și fixa urechiușa aici, cum trebuie. Vedeți? Nu este nimic greu. Este nevoie să avem un pic de răbdare. Unicul lucru care
Este foarte important, răbdare. Cred că și cea mai neîndemânatică dintre dumneavoastră va reuși să realizeze acest iepuraș. Pentru că aud foarte multe doamne care spun, bă, nu reușesc, nu, parcă nu pot face, parcă am mâinile legate. Important este să încercăm, să perseverăm. Niciodată să știți că nu veți reuși din prima jucăria perfectă sau nimeni nu este atât de perfect încât să nu aibă mici greșeli, să știți. Așa, am cusut prima urechiușă, acum voi trece și eu voi coase pe cea de-a doua alături. Uitați-vă, chiar alături, voi coase cea de-a doua urechiușă, modul în care să fie lipite una de cealaltă, pentru că ou este mai micuț, deci ați înțeles că va fi un nou iepuraș. Și vom coase cea de-a doua urechiușă. Intrăm un pic și pe spate. Vom întări un pic lucrarea. Eventual, dacă doriți, puteți intra și puteți da o mică cusătură între urechiușe, așa cum voi face eu acum, eu vă arăt exact. Uitați-vă, voi pune urechiușele în felul acesta. Și voi intra cu acul în prima urechiușă și în cea de-a doua. În felul acesta vor fi stabile. Vedeți? Vor sta în sus. Ia uitați-vă. Stau în mod perfect. Iar acum vom merge cu firul și îl vom pierde undeva dedesubt. Acestea sunt mici detalii care uneori nu vin atât de bine prezentate de către alte doamne care, așa cum vă spuneam, sunt creatoare de conținut, însă mai mult se adresează doamnelor care au ajuns deja la un anumit nivel. Vom tăia firul și aici. Următorul pas pe care îl vom face va fi să îi creăm chipul, dar înainte de aceasta, aici în spate, îi vom pune un mic pompon dintre acesta care va ține locul codiței. Eu îl voi lipi. În același mod puteți proceda și dumneavoastră, puteți să-l lipiți, voi face o mică codiță, voi ține apăsat bine. Aceste pompoane se găsesc acasă, eu m-am interesat, știu, în momentul în care încep să fac o anumită lucrare, întâi întreb fetele din țară dacă există aceste materiale, dacă pot fi cumpărate. Ia uitați-vă. Acum vom continua atașând un nou pompon, de această dată de culoare roz, care va fi năsucul. Și îl vom aplica.
exact aici, în mijlocul feței, să spunem așa, în direcția dintre cele două urechiușe. Vom ține și aici un pic apăsat. Acum continuăm cu ochișorii. Exact deasupra năsucului, de o parte și de cealaltă, voi puncta cu un pic din lipiciul lichid. Dumneavoastră veți folosi lipiciul de care dispuneți, iar dacă nu aveți ochișori dintre aceștia, puteți foarte bine să puneți două mărgeluțe negre. Ochișorii mei sunt foarte micuți, au dimensiunea de o jumătate de centimetru, așa un pic. Unul e un pic mai mare, unul un pic mai micuț. Se vede că așa vin diametru de o jumătate de centimetru, sunt și mult mai micuți, ați văzut ceilalți, și vom trece să facem sprințenele și gurița cu firul negru. Voi intra de undeva dedesubt de aici, ca să nu se cunoască. Voi face mai întâi gurița iepurașului. Voi face o guriță un pic mai lărguță, așa să pară vesel. După care mă voi ridica deasupra ochișorilor și voi face două liniuțe care vor ține locul de sprincene. Voi ieși și voi face cea de-a doua sprânceană. După care voi ascunde din nou acest capăt de fir. Voi ieși undeva dedesubt. Voi face câteva cusături și îl vom pierde. După care vom scurta firul. Vom ieși undeva, nu are importanță unde. Voi scurta firul. Iar acum, dacă doriți, puteți, așa cum am pus eu la iepurașul cu roșu, puteți face o mică fundiță din aceeași pămblicuță de culoare mov, așa cum și alte dăți v-am arătat, există acest mod în care să facem fundiță perfectă, fără să ne chinuim prea mult. Punem felul acesta, apoi aplicăm aici un alt pic din lipici
Eventual, puteți chiar să coaseți, să dați un punctișor cu acul, dacă doriți, în felul acesta. Eu o voi atașa, voi scurta cu foarfecul, în modul în care să... să fie egală. Voi pune un pic de lipici lichid și pe fundiță. Și voi pune aici, sus, în frunte. După cum vedeți, aceasta este lucrarea noastră. Stă singură în picioare. Pe mine asta mă încântă cel mai mult, că lucrările îmi stau singure în picioare. Eu vă rog să scuzați introducerea pe care am făcut-o, însă să luați în considerare multe dintre aspectele cu care se confruntă o persoană care este creatoare de conținut. Eu știu că fiecare dorește ca totul să fie perfect. Știu că aveți așteptări, însă, cum vă spuneam, perfecțiune nu există. De aceea vă rog foarte mult să îl lăsați părerea dumneavoastră în funcție de acest canal într-unul din comentariile pe care vă rog să le scrieți, să veniți cu idei despre ceea ce ați dorit dumneavoastră că eu să execut pentru a vă fi de ajutor, să lăsați, vă rog, un like, un comentariu. Pentru mine like-urile sunt foarte importante. Cine vede din întâmplare acest tutorial și nu este înscris pe canalul de YouTube, vă rog să vă înscrieți, nu costă nimic. Totul este gratuit. Și apoi, așa cum vă spuneam, încet, încet vom învăța multe lucruri noi. Și să știți că eu sunt o luptătoare, nu mă las bătută. Voi continua cu tutorialele mele, chiar dacă nu vor avea o frecvență constantă, pentru că nu pot filma în fiecare zi. Însă eu sunt Tatiana Andrieș, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și ne vom întâlni cu un nou tutorial pentru doamnele începătoare. La revedere!